citesc presa, sunt la zi cu absolut toate știrile, n-am auzit de ultimatum, nici n-am citit de ultimatum. Ultimatum nu poate să existe, că nu suntem la execuție, executăm, nu. Este un joc de fotbal, până la urmă, eu n-am niciun fel de problemă, v-am mai spus odată, ca să înțelegeți. Eu n-am teamă de nimeni și de nimeni. Nu știu ce să speculează în presă, v-am spus, pentru că o citesc zi de zi. Nu sunt ca alți antrenori care spun că nu citește presa. Citesc presa pentru că face parte din viața noastră și trebuie să fie informată. N-am văzut așa ceva, chiar deloc. Eu am un obiectiv clar, ca la sfârșitul anului să ducă echipa în play-off. Nu este nimic câștigat sau nu este nimic pierdut până acum. Dacă domnul Mititelu a spus clar că mă susține, lucrurile sunt, cum să vă spun eu, dacă ne uităm așa în istorie, atunci când erau mai susținuți antrenorii, atunci se schimbau. Dar orice este posibil în fotbal, așa că nu mă deranjează. Asta spun, nu mă deranjează ce apare în presă, dar acest articol nu l-am văzut. Și chiar dacă ar fi apărut, nu mă interesează. Adică nu mă sperie cu nimic. Săptămâna aceasta, după meciul de la Tăduciu, n-a fost așa de fericită prin prisma rezultatului, dar sunt sigur că suficient pentru a pregăti de vederea oramii ceea ce urmează. Edi, sunt trei meciuri într-o săptămână. Lucrurile noastre nu se schimbă. Pentru că problema la mine era când juca echipa prostă. Atunci e o problemă, pentru că nu știi ce să faci. Dar atât timp cât echipa joacă bine și am avut ocazii și am avut situații de a marca și am ajuns în careu din primul minut până în minutul 90 și am avut ocazii și am presat. Lucrurile astea nu mă sperie. Un antrenor, mai să nu vorbesc la modul general, vorbesc doar din punctul meu de vedere. Sunt speriat atunci când echipa nu joacă, că nu produce nimic, pentru că nu poți schimba de azi pe mâine. Ceea ce n-ai făcut în N etape, nu poți să schimbi într-o săptămână de antrenament. Nu. Dar dacă ne uităm în afară de etapa aceasta, n-am marcat, avem echipa cu cele mai multe goluri marcate până în această etapă, noi și CFR-ul, dacă nu mă șel, și Sepsi. Nu mă sperie și pregătesc meciurile la fel, pentru că atât timp cât lucrurile merg, nu ai ce să schimbi. Ok, ajungi în situație de 1 contra 1, aluneci, ratezi, se întâmplă și în campionate și în țări mai puternici, mult mai bune decât, sau la echipe mult mai bune decât noi. Așa că nu mă sperie absolut nimic. Era o problemă pentru mine reală, dacă până în momentul acesta nu aveam ocazie. Dar așa nu mă deranjează. Marius, la Târgu Jiu ați avut ocazii, ați avut bări, dar n-a venit golul. La Arad te-a deranjat dacă n-a avea ocazii și a ieșit cu fruntea sus învingător? Fruntea sus ce înseamnă? Depinde ce înțelegi tu prin fruntea sus. Eu înțeleg, din punctul meu de vedere, fruntea sus înseamnă când pierzi și tot stadionul te aplaudă. Asta înseamnă să ieși cu fruntea sus. Dacă iubiții, acum am înțeles, prefer să câștig în urma unui joc frumos. Nu vreau să câștig sub orice formă. Nu vreau, nu. Prefer să fiu schimbat, dar să fiu schimbat în urma unui joc frumos. Nu vreau să fiu schimbat sau să stau să câștig anumite meciuri jucând execrabil sau să câștig 1-0 să mă fleier lumea pe stadion. Prefer să pierd și toată lumea să mă aplaude. Din sărbătorul sărbătoare, săptămâna trecută a fost ziua lui Adrian Mictelu Junior, acum e Nike, acum e la mulți ani. Victoria, v-am mai spus, înainte de meci toată lumea își dorește. Problema e că nu jucăm singuri și nu jucăm, nu este un campionat în care să-ți găsești o echipă care spui că înainte de meci este clar pierzătoare. Nu, toate meciurile sunt grele, vedeți și voi că toate echipele s-au întărit, toate echipele joacă la rezultat, sunt mult mai de la locul 13 la locul 2 sunt 2 puncte sau 3 puncte diferențe. Asta e cea mai mică problemă pentru mine. Știm rezultatele din marșatori. Practic e un ultim pas către grupe. Dar nu realistic, după ceea ce a văzut în primele manșe, cât de se pot califica mai departe? Ține cont și de rezultate și de jocuri. Mai spunem că CFR-ul are o mare șansă, joacă acasă, joacă pe teren propriu, un scor, un prim rezultat de partea lor, o primă repriză, spunem, fără gol primit, ceea ce sunt favoriți pentru că au mai avut astfel de rezultate de partea lor și s-au calificat mai departe. Este o echipă matură. Steaua, clar, din punctul meu de vedere, are șanse foarte mari, chiar în ciuda faptului că au fost învinși acasă pe nedrept. Pe nedrept, spune. Craiova, nu știu exact ce va fi acolo. Din ce citesc și eu, toată lumea spune că va fi o presiune teribilă, dar este un scor la care nu este absolut nimic pierdut. CSU,
Așa că șanse reale sunt cu toate cele trei. Și ar fi bine pentru fotbal românesc să califice toate trei, indiferent de ambițiile sau, eu știu, rivalitatea din campionat. Este bine pentru că aduce puncte sau aduc puncte toate trei, să sperăm că vor fi calificate în grup pentru a dezvolta fotbalul din România. Marius, weekendul ăsta e plin de muzică la Creava, pe stadionul Blemenco. Participi? Nu știu, dacă voi avea timp, sunt iubitor al muzicii vechi. Probabil când, și dacă timpul îmi permite, nu știu exact ce fel de muzică, dar am înțeles că va fi și muzică anii 80. Da, anii 80, voi încerca să ajung, dar deocamdată mă gândesc la ce am eu de făcut.